Ion Țiriac este noul președinte al Federației Române de Tenis. Omul de afaceri în vârstă de 80 de ani a fost ales astăzi cu 32 de voturi la adunarea generală extraordinară desfășurată la Centrul Național de Tenis din Capitală. Fostul mare tenismen a obținut de trei ori mai multe voturi decât principalul său contracandidat, Marius Vecer de Afinul, președintelui Claus Iohannis. Ion Țiriac îl înlocuiește la conducerea Federației pe George Cosac, un fost jucător de tenis. Înainte de alegeri omul de afaceri a declarat că vrea să schimbe lucrurile în sportul alb într-un timp foarte scurt și că nu-și va duce mandatul de patru ani până la capăt. Eu nu fac jocuri de putere, nu cunosc alegătorii și n-am fost la niciunul ca să fac campanie electorală. Mă duc în fața acestor oameni, le spun ce pot face în șase luni, să se aleagă și patru vicepreședinți care să facă treabă, să tragă căruța, iar ăla care nu trage, a doua zi iese afară. Vă promit eu, foarte democratic iese afară. Ion Țiriac și-ar fi propus să scoate Federația Română de Tenis din impasul financiar în care se află din 2017, de când nu a mai primit bani de la Ministerul Tineretului și Sportului. Miliardarul revine într-o funcție de conducere în sportul românesc, după ce în perioada 1998-2004 a fost președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.